Medicul chirurg Lucian Popa se pregătește de nuntă. Cunoscutul medic estetician ieșean are o relație de mai mult timp cu actrița Monica Birlădeanu. Deși relația dintre cei doi a fost extrem de discretă, iată că acum a devenit publică. Nuntă mare la Iași. Medicul chirurg Lucian Popa se căsătorește cu frumoasa actriță Monica Birlădeanu. Nunta va avea loc departe de Iași, iar nașii celor doi vor fi Tudorel și Elena Toader. La petrecerea care va avea loc pe 1 iunie 2022 vor participa invitați de seama din lumea medicală, universitară și oameni de afaceri. Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut la o petrecere, dintr-un accident, după cum spune chiar doctorul Lucian Popa. Eu cu Moni ne-am cunoscut dintr-o greșeală. Eram la un club și tocmai comandasem o șampanie. Ospătarul a fost cam neîndemânatic, iar când a desfăcut dopul, a căzut pe masa alăturată, unde era Moni. Am mers și mi-am cerut scuze și am invitat-o să stea alături de mine. Bineînțeles că o știam, dar nu am avut niciodată ocazia să vorbim. Vă dați seama că Dumnezeu a vrut să fie așa, mai ales că eram ambi la Iași. Am băut câteva pahare și după, am mers să mai povestim. Ne-am plimbat prin parcul Copou. Ce să mai, a fost ca între studenți, totul, a spus târâ Lucian Popa. Nunta va fi în Italia, la unul dintre cele mai luxoase hoteluri. De la întâlnirea de la club, cei doi au rămas împreună. Am decis să rămânem împreună, să ne unim destinele. Totul se va întâmpla la Art Hotel Villa Agape, în Florența, Italia, iar nași vor fi Tudorel și Elena Toader. Pot să spun că l-am găsit pe bărbatul vieții mele. Am avut multe decepții în dragoste. Pe Lucian îl știam din vedere. Reporterii BZ au contactat-o telefonic pe Monica Birlădeanu. Nu prea pot să vorbesc că sunt la probă, la rochie. Am ales un designer român pentru rochie. Pentru mine, ziua nunții trebuie să fie ceva special. Și eu și Lucian iubim Italia și de aceea am ales ca nunta să aibă loc la Florența. Lucian este îndrăgostit de Florența și are acolo mulți prieteni medici. Totul va fi de vis, așa cum ne-am dorit, a spus Monica Birlădeanu. Mesaj emoționant din partea nașului, Tudorel Toader. Tudorel Toader le-a transmis viitorilor fiind un mesaj emoționant. La ceas festiv vreau să transmit salutări călduroase celor doi tineri, dacă le putem spune așa, iar ca părinte spiritual vreau să-i asigur de tot sprijinul meu. Mă cunosc de mulți ani cu Lucian, dar o știu și pe Monica. Ea a terminat facultatea de drept la Iași. Este un om deosebit și atunci când mi-a spus că vrea să-i fiu naș, nu am refuzat, a adăugat Tudorel Toader, rectorul Universității al I. Cuza Iași. Deși au ales o locație departe de Iași, cei doi viitori soți vor avea un meniu în care se regăsesc și preparate tradiționale românești. Sarmalele cu foi de șaseță, ciorbă de potroace și berbec la rotisor. Asta se va regăsi în meniu, însă vor exista și surprize. De voia bună se vor ocupa o parte dintre colegii Monicăi. Cătălin Măruță va prezenta nunta, iar printre interpreți se va număra Andra, Ștefan Bănică și Loredana, dar și cântăreți celebri de muzică populară. Vor mai fi surprize, dar niciodată nu se știe ce se va întâmpla, a mai spus târâ Lucian Popa. Imediat după nuntă, Lucian și Monica vor pleca în luna de miere. Continuarea articolului vezi aici.